Și discutăm despre acest subiect acum cu analistul militar Aurel Cazacu. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație, domnul Dan. Cu ce avem de-a face aici, domnule Cazacu? Păi avem de-a face cu, adică faptul că sunt foarte mulți agenți ruși și servicii și astea n-au ce face și atunci se extind. S-au dus la Putin probabil și au zis haideți să lărgim ca să nu se mai uite lumea foarte cu mare atenție la Ucraina, haideți să lărgim pentru că ei nu vor accepta ca Moldova să se unească cu România. Uitați-vă unde este Găgăuzia. Ar fi interesant de dat o hartă să vedeți cum vine Transnistria, cum vine Găgăuzia. Deci găgăuzii de ce n-au venit la Galați? De ce n-au venit la români? Că sunt foarte aproape de noi să ceară sprijin, să spună nu avem ce mânca, avem nevoie de energie, haideți să ne dezvoltăm. Nu, s-au dus la ruși. Este foarte interesant. Și mai este un lucru pe care eu îl spun cu toată responsabilitatea. Deci, noi vrem ca Moldova să se unească cu noi. Noi vrem ca Găgăuzia sau Transnistria să țină cu România, să vină spre România. Sunt două probleme aici pe care eu le văd, și anume, cei care conduc Moldova e o țară. Cei care conduc Moldova și cei care conduc aceste teritorii și populația din aceste teritorii sunt două lucruri diferite. Deci ca Moldova să se unească cu România, noi trebuie să ieșim cu o ofertă foarte bună pentru cei care conduc. Gândiți-vă că Moldova are președinție, are guvern, are parlament. Dacă se unește cu România, Moldova devine 7-8 județe, să zicem, 6 județe, în care din câteva mii de tipi care au foarte mari avantaje conducând o țară, vor fi câteva sute sau la nivel de câteva zeci, ceea ce este foarte interesant. Pe urmă, populația din aceste teritorii își dorește foarte mult să primească sprijin, eventual energie gratis, mâncare și așa mai departe. Ei nu au un scop să ajungă să viziteze lumea. Să știți că în Găgăuzia și în Transnistria nici n-au programe de televizor. Sunt vreo două programe rusești și atât. Deci părerea mea este că acum se creează aici niște puncte, niște focare pe care România și cu NATO trebuie să le elimine. Să nu uităm că în Moldova avem alegeri anul acesta și focarele, grupurile pro-ruse din Moldova trebuiesc eliminate, trebuiesc anihilate. Nu știu dacă le putem elimina de tot, dar trebuie să avem mare grijă ca la alegeri să nu avem probleme și aceste grupuri pro-ruse să crească în intensitate. La fel și în Transnistria, la fel și în Găgăuzia. De ce de atâta timp, de când a început războiul, de doi ani, găgăuzii n-au zis nimic? Nu, acum. Pentru că este un plan rusesc de a zgândări, chiar dacă ei nu vor ataca România, rușii, dar ne fac probleme pentru a crea această stare de tensiune. Starea de tensiune este foarte păcătoasă, mai ales că și noi avem alegeri și se pot face greșeli în procesul de alegeri, pot face greșeli cei care sunt la putere acum și cei care urmează să vină. Așadar, spuneți că acest moment este ales special, da, nu e întâmplător. Da. Este ales special și uitați-vă cum se întâmplă, sunt alegeri, deci acum ei încearcă să destabilizeze Moldova, pentru că sunt grupuri acolo și, practic, sunt oameni din serviciile rusești care au stat în adormire în Rusia și acum, în an de alegeri, s-au trezit. La fel au stat în adormire și în Transnistria și în Găgăuzia. Deci, eu așa, sincer să fiu, că noi doi am mai vorbit zilele trecute, este o metodă chinezească. Deci dacă veneau acum cu forță și cu armată, problemele erau complicate. Dar așa vin pe un fond de întrajutorare, adică chinezul ce-a făcut în țările asiatice, acolo departe de noi, nu s-a dus cu armata, s-a dus livrându-le bunuri de larg consum și ajutându-i să le crească nivelul de trai. Așa a făcut și acum Transnistria. Nu a venit și a zis vreau să mă alipesc. Nu am nevoie de ajutor să-mi fie și mie mai bine. Găgăuzia la fel. De ce n-a venit la Galați? Uitați-vă pe hartă unde este Odessa, unde este Găgăuzia. Putea să vină la noi și să spună nu avem ce mânca, dați-ne și nouă. Sau eu știu ce vor ei din Găgăuzia. Nu, s-au dus la ruși, da? Pentru că și asta e o problemă. De acolo au plecat și au ajuns la Moscova. Și au fost primiți, așa mai departe. Deci este o metodă prin care, prin ajutorarea în plan uman a acestor teritorii, se va face o infiltrare de oameni, de servicii, de arme, de tot ce vreți,
pentru că este foarte dificil. Nu e o suprafață mare, nu sunt populații mari. Aici n-ai nevoie de 100 de tancuri, aici ai nevoie să trimezi muniție, să trimezi niște arme și 30, 50, 200 de inși pe care îi înarmezi să destabilizeze aceste teritorii și să destabilizeze Moldova ca să nu avem liniște, să nu avem pace, pentru că este foarte greu ca ei să accepte ca Moldova să devină un teritoriu românesc. Domnule Cazacu, știm despre Evgenia Guțul că este o apropiată a oligarhului prorus Ilan Șor. Ce ne spune acest lucru? Păi ne spune ce v-am spus eu mai devreme. Cei care conduc aceste teritorii și care au câștiguri trebuie să accepte un plan patriotic că renunță la acele poziții. Gândiți-vă că sunt parlamentari, sunt oameni care conduc. În momentul în care aceste teritorii, pentru că și Găgăuzia și Transnistria, fac parte din Moldova. În cazul în care aceste teritorii ar deveni părți din Moldova și Moldova ar deveni o parte din România, cei care conduc ar trebui să renunțe, ceea ce este foarte greu, foarte dificil. Trebuie ca România și împreună cu NATO să le facă niște oferte în care ei să se simtă la fel de confortabil, pentru că cei care conduc aceste teritorii au câștiguri, au conturi afară, sunt câteva zeci, la nivel de câteva zeci de mii ca populație, sau câteva mii. Deci asta este problema. Trebuie aici o chestie foarte bine gândită și eu cred că avem servicii și eu cred că avem colaborări cu partenerii americani prin care să putem trimite. Ați văzut că s-a spus că în Transnistria a fost o delegație americană care i-a determinat să se schimbe. E, aici este problema. Este o chestie psihologică ca cei care conduc să înțeleagă că le poate fi bine și că nimeni nu va încerca să-i condamne că au fost proruși. Mesajul că dacă aceste teritorii vor veni către NATO, vor veni către Europa, mesajul că cei care conduc și sunt acum proruși pot să devină pro-NATO, pro-europeni și nu vor avea de suferit. Acest mesaj este foarte, foarte important pentru acele zone. Da, vă mulțumim foarte mult pentru această analiză, domnule Aurel Cazacu.